Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal Porumbei Pigeon Vlogs. Bine, astăzi o să facem un vlog în care vreau să vă arăt niște modificări la perechile de porumbei care le-am făcut. Dar văd că o dașa aia jos, trebuie să le aduc apă. Deci dar puțin să ridic eu asta de putoarea. Trebuie să le aduc apă și mâncare, nu le-am adus. Da. Deci da, dragi prieteni, am făcut o modificare, mai multe modificări. Deci solzatul ăsta, ăla de la prietenul meu Doru, de fond, cu femeia asta de aici, solzația de unde, când, dacă știți, când i-am ținut la pereche, i-am băgat aici. Bun. Am băgat cuca, ia uitați-o după cum bine vedeți, să-și am asculul înapoi, pentru că nu vrea să se ia cu, ziceți voi, cu cucul ăla de la omul ăla. Și aseară când am venit de la un prieten, m-am gândit să bag înapoi femela, e o femelă de 2017, și am băgat și pe ăsta și pe ăla de lângă argintiu. Ne-am băgat aici. Am zis că poate o să învăț. Ăsta când l-am luat de la Doru era pui Andru, sper să-l învăț. S-a motorizat foarte bine la mine. Ea nu știu dacă s-ar putea să se învețe. Ăștia de la Alex vor să-mi o aici. Și am băgat la pereche, fiți atenți. Și am mai băgat la pereche, dragi prieteni, masculul meu la negru, de înfuiat, și cu puicuța aia galbenă, o să mergem să vi arăt și vouă. Așa. Aici, după cum știți, avem ouă la perechea mea de roșii. Aici strângem rățuiul cu femela lui. Ia uitați, are și două ouțe aici. Lăsăm. Aici, sus, sunt strașerii care strâng și ei cuib, să cuibăresc. O să-i țin închiși. Și m-ați întrebat în videoclipul în videoclipul trecut că jucătorii de Amara, care i-am luat de la Alex, nu sunt jucători. Fraților, deci Alex pe mine nu mă minte niciodată și nu vrea să îmi treacă țapă sau ceva. Deci eu știu că sunt jucători de Amara. Am căutat și pe net jucători de Amara și am văzut că sunt la fel ca ăștia. Și m-ați întrebat unii dintre voi că cum, de unde are George ăsta, Alex, că Alex nu i-a arătat pe vlog. Deci, dragi prieteni, nu știu dacă vi-a mai arătat pe vloguri, dar eu când am fost să iau înfoiații, i-am zis să-mi dea și o pereche și mi-a dat masculul ăsta și cu femeia. Și de-aia n-am mai filmat, de-aia n-am mai vrut să mai filmeze, pentru că nu vedea interesul sau nu știu de ce nu i-a mai filmat. Dar voi dacă vă duceți pe canal și o să vedeți videoclipul cu achizițiile, când a adus înfoiații ăștia și a adus și, ia ziceți voi, dragi prieteni, a adus și jucătorii, a adus și două și perechea de voiajori. Ia să vă duceți la el pe canal să vă uitați la episodul ăla, să vedeți că așa este cum zic eu. Și a luat o pereche, George, am luat eu. Deci cam două perechi avea de dat și am luat eu perechea de voltați, adică ăștia, am luat perechea de voiajori, adică de la matcă, și cam ăștia sunt pe aici modificările, vreau să fac așa. Deci ăștia doi cu ca și cu ăsta, bine, masculul ăsta al cucii, el e învățat la mine, dar să vedem acum dacă se învață și femela, pentru că e o femelă de 2017 și am zis că de ce să nu se învețe, pentru că e o femelă destul de vioaie. Și aseară când am băgat frumos femela, masculul n-avea treabă și când am văzut-o aici pe jos, wow, direct pe ea s-a dus și-o gurui să iasă în foia la el. Bine, nu putea să despartă unul de altul, pentru că știți și voi, sunt pereche de un an și ceva ăștia doi și am încercat să-i desperechez și n-am putut. Deci, uite, rățuiul o aleargă pe lui.
Deci perechea asta de foia trebuie să mai am eu. Perechea de la Alex, cu ciocolatia cu negru. O să bag albii mei la pereche, adică femeia aia de 2016 UCP cu masculul ăsta de aici. Pentru că femeia asta se duce mereu peste la cu coadă neagră și nu e bine, pentru că el are femeia, o are pe asta cu coadă mare de aici. În rest, am văzut că femeia de la Doru cu masculul meu de 2018 străinul, unde noi vă aici străinul. Stați că nu-l văd acum pe străinul. Deci, pe ce loc să... Stați puțin că nu-l văd. Unde n-ai mai aici, mă? Cred că... străinul a întins, mă. Pentru că nu-l mai văd. Orică l-a luat eu, orică nu știu. A, uite-l mă acolo, ăla de acolo, cu ăla de acolo, nu-l vedeam. Da. Era un porumbel foarte bun. Dar, din păcate, nu l-a mai zărit eu. Cred că orică... Da. Și nu mai vreau comentarii să-mi spuneți că ăștia nu sunt jucători de amoară. Părerea voastră, eu vă spun ce este, vă spun adevărul, nu vă mint, dacă credeți de bine, dacă nu treaba voastră, dacă nu, asta e. Deci eu încă o dată vă mai zic că ăia sunt jucători de amoară, adică ăștia doi de aici, ăsta e masculul și asta e femeia de aici. Eu v-am zis ca să știți și voi destul de bine că ăștia sunt jucătorii de amară, dacă vrei să credeți de bine, dacă nu, nu, așa. Vreau să le dau drumul astăzi, dar fiindcă am băgat ieri femeia asta și cu ăla, cu ăsta de aici de sus, am zis mai bine o mai... Da. Mai bine am zis că nu vreau să cumva să plece sau să nu mai pot să-i mai aduc înapoi. I-a uitat și negru ăsta de 2017 care s-a învățat la mine să își caută femeile. Asta e un mascul din puria de cu ca și cu vânătul ei să cuibărește acolo. Haideți să mergem să vă arăt și partea cealaltă la porumbei. Deci, nu știu ce părere aveți voi despre porumbei, despre achizițiile care le-am luat de la Alex, dar eu v-am zis că ăștia sunt jucători de amara, aia duceți-vă la el pe canal și uitați-vă la episod când și-a adus împuiații, când a adus ăștia doi încă nu s-au luat vineță și uitați-i, dragi prieteni, pe negru cu pitica. Eu zic că să unesc. Sper că se împerechează destul de repede. Ea este mai mică față de el, dar nu știu. O să-i mai țin aici, pentru că ăsta își căuta foarte mult femeia negru. Și am zis, de ce să nu bag cu puicuța? Aici avem pe ăștia doi care încă nu s-au împerecheat vineță. Așa. Haideți să mergem puțin și pe la matcă și pleacă așa. Aici avem oile, pentru că m-ați întrebat foarte mult. Arată oile, ia uitați-le. Ia uitați-le, sunt și ele la soare. El e mugurel. El e băiatul meu. El e mugurel. Mama lui e aia de acolo care nu-l lasă să sugă și trebuie să țină fiecare dată de aia ca să sugă. Ce fata? Sunt foarte blânde. Deci de fata mai e asta de aici și cu aia de acolo de jos. Ăștia două mai sunt de fătat. Sunt miele de anul trecut. Și apropo mai sunt caprele, aia roșie cu aia ciulă.
Ele s-au sus acum la gard pentru că zice că le dau boabe. Dar nu am boabe să le dau. Hai că ați mâncat boabe, nebunilor. Și încet încet o să le scoși la pășune, pentru că dacă timp o să țină tot așa frumos, o să crească iarba și o să le dau drumul la pășune, pentru că este foarte frumos afară, chiar dacă mai bate vântul cu toate astea. Deci asta nebuna asta mai de fătat și cu nebuna asta de aici, decât două oi și două capre mai sunt de fătat. Restul, ăla negru de acolo o să-l tai de ziua mea, ăsta negru. Ăsta o să-l dau și pe ăsta o să-l țin pentru că e bătrân. Da. Ce fata, ce? Asta a fătat o fetiță care e acolo lângă... Ia stai așa pe ce să vă arăt. Ia uitați. Asta mică a fost fătata, este o mea. Mama e asta de aici, asta cu coarnele sucite. Bă, lasă-mă în pace. Asta e mama ei. Ce vreți, fetelor? Stați ea. Nu. Și aici avem maca cu porumbei de matcă, dragi prieteni. La porumbei de matcă, vreau să vă zic că am mutat o pereche de porumbei în pod iară, pentru că i-am dat soldații jos în pod, care vi-am arătat la lotul de zbor. Vânăta asta trebuie să-mi iau-o. Neagra trebuie să o fac cu negru, ăsta de aici de 2018. Ăștia doi de la Nea Cornel de să-mi iau, ăștia doi femeile de la Nea Cornel, masculul de la Nea Ionel trebuie să-mi iau și ăștia. Aici am două, la ăsta pe stil vechi și roșia mea de 2018, adică asta de aici, de lângă argintiu. Belgianul s-a luat cu roșia aia, a uitat belgianul. Roșu cu solzata de să-mi iau și ei. Și foarte mulți porumbei îmi dă să-mi iau. Deci foarte, foarte mulți porumbei. Și abia aștept să-mi iau toți. În pod la masculul meu Cook și femeia aia listă, dacă mai țineți minte, Amo. Și la încă la o pereche am apărat pe un puișor. Ia uitați, am băgat și bălțatul aici, am băgat și cucu. Bălțatul vrea să-și ia o femeie, dar nu e hotărât încă pe care. Asta e masculul de la... Ăsta de aici. E masculul de la Alex. Cu femeia aia de 2014. Năroasă. Cu seria 0236. România 2014. Femeie bătrână. Porumbei ăștia au fost burați ăștia doi. Ia zic așa să dau un zoom pe ei. Ăsta și cu femeia asta de aici. Ăștia doi au fost burați, am înțeles, de la prietenul meu Alex, pentru că rează somnii oameni destul de bine, i-a zis că au fost burat porumbei. Masculul o să fie de 2018, parcă așa arată masculul. Și ce să vă zic despre ei? Sunt în formă, ăștia să cuibăreze mi-o. Vâneta asta să mi-o și ei, le-am pus mâncare, dar v-am zis, o pun aici și o las, o dă cu ciocunia și o dă pe jos. Asta este. Femeia asta de 2015, vâneta asta de aici. Asta trebuie să o fac eu, pentru că e de la omul ăla. Deci femeia asta, să vă zic așa de ceva despre ea. Deci femeia de 2015 care v-am, asta care e păpută acum. Vreau să vă zic câteva chestii despre ea. Deci, dragi prieteni, femeia asta, după câte am înțeles de la omul ăla care mi-a dat-o cadou, împreună cu ăsta, argintiu și el micuțul, ăsta merge crăcănat sau merge într-o parte pentru că a fost prins de uliu și a spart... Am înțeles să e rănit între, nu știu cum să zic. Deci da, femeia asta a zis că s-a mare, mare grijă cu ea, pentru că femeia asta a fost vândută de două ori cu același preț, adică cu 10 milioane. A dat-o prima dată cu 10 milioane și apoi a plecat de la omul care a cumpărat-o, s-a întors înapoi. N-a mai dat-o, a vândut-o iar cu 10 milioane, a dat-o și acum mi-a dat-o mie cadou
și mulțumesc foarte mult, v-am zis, am pedigriu de la ea. Am vorbit aseară cu ea și este o femeie de fund, pentru că tatăl ei și mama ei, părinții ei sunt de fund și a fost și a de fund. El, cum să spun, zboară la UCP, Pitești, Argeș, el e din Pitești, omul acela, deau inelele și argintioare inele UCP și la mic albastru și ăla, și ăsta de aici, ăsta de aici, pentru că el zboară la UCP, Federația UCP, și are porumbei destul de scumpi, dar după când am stat eu cu el de vorbă și am vorbit, am înțeles că vinde ou de la matcă, din porumbei de matcă, cu 40 de lei ou, parcă așa am înțeles, și un pui îl dă cu în jur de 5 milioane, nu contează că e de matcă, că e de lotul de zbor, pentru că omul acela are trofee, cupe câștigate cu porumbei și are porumbei foarte, foarte scumbi. Ăștia mi-a dat mie cadou și chiar îi mulțumesc și mulțumesc și pentru femeia asta, pentru că asta o să o fac cu ăsta de aici, cu nărosul ăsta de 2013, vânătul ăsta, așa, și vreau să scot anul acesta foarte mulți pui din ea, vreau să văd ce pui o să-mi dea și o să vedem mai departe. Și i-am zis că de la mine nu o să scape femeia asta, pentru că nu are cum să scape asta de 2015. Și a zis că dacă într-un caz o să scape, nu o să mai văd. Pentru că omul ăsta, cum să vă zic, dragi prieteni, vă vinde un porumbel, vă vine înapoi și se face că nu-l mai are, că n-a venit sau că nu știu ce. Și așa că o să am eu mare grijă să nu scape micuța asta. Și o să o țin numai și numai închisă. Și așa încet încet o să scoți o pui din ea. Ea a fost băgată la matcă. Părinții tot la matcă și ea tot la matcă a fost băgată, pentru că fratele meu când s-a dus o ia, a luat-o de la matcă pe asta. Și ăștia sunt în, ăștia trei sunt în lotul de zbor. Și a zis că s-a mare, mare grijă, că pentru că femeia a fost vândută de două ori cu același preț, să nu scape sau să nu se întâmple ceva cu ea. Da. Lista cu solzatul să pregătesc și să-mi iau, cum a zis, ăla de 2018 să fac la pereche. În rest, sunt toți în formă, toți sănătoși. Așa, haideți să vă arăt și gălățeanul, femeia de gălățean și moțatul. Da, ajută-mă în gură. El crede acum că, pe cum vedeți, ziua asta frumoasă, haideți să fac și femeia de, ia uitați, am ajuns la ei, încă nu s-au împerecheat nici ăștia, gălățean ca cu moțatul, fratele ăstuia moțat își vrea să se ia înapoi cu ăla cărămăziu, cu masculul ăla, dar nu o să-i las, pentru că când o să-i bag pe ăștia o să-l iau pe ăla și o să-l țin separat. Pentru că mi-e frică, foarte frică, că ăsta se întoarce înapoi și se împerchează cu fratii. Și mai bine îi țin eu așa. Deci cam ăsta a fost vlogul pe ziua de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați în forță un butonaj de like. Și o să revenim în curând cu următorul videoclip. Da, la revedere!